Sute de oameni au venit astăzi să-și ia rămas bun de la primul președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur. Deputați din primul parlament, colegi, rude și prieteni au spus că, deși anii 1990-1997 au fost o perioadă cu multe provocări, atât de ordin economic cât și identitar, președintele Mircea Snegur va rămâne mereu un om deosebit. De dimineață la Palatul Republicii au venit zeci de oameni pentru a-i aduce un ultim omagiu și pentru a-și lua rămas bun de la Mircea Snegur. Cei care l-au cunoscut personal ne-au spus că primul președinte al țării va rămâne mereu în inimile lor un adevărat erou. Să accepți tricolorul, să accepți suveranitatea și nu să o accepți, dar să o promoveți și să accepți imnul deșteaptei române, este mai mult decât o faptă eroică. De ce el rămâne în memoria noastră veșnic viu? Și un exemplu trebuie de urmat pentru noi toți ofițerii. La vremea lui, la timpul lui, a făcut atât cât s-a putut, fiindcă noi eram de-abia ieșiți din găoaca asta sovietică, comunistă, socialistă. Și eu cred că acum e timpul să ne unim, să ne unim toate forțele de dreapta. Eu am fost persoana de încredere a dânsului de două ori. Un om deosebit, el a făcut ceea ce a putut face la timpul acela. Mircea Snegur este o epocă, un start spre o lume mai bună. Dumnezeu să-l odihnească. Un om foarte bun. Era tot Mircea. El era într-o chiparea bunătății. Mulți spuneau că el era ca președinte pentru o perioadă foarte grea atunci, când s-a format, trebuia să fii un pic autoritar, dar era foarte bun. Pentru a-și lua rămas bun au venit mai mulți politicieni, președintele Parlamentului Igor Grosu, premierul Dorin Recean și miniștri. E o mare pierdere pentru noi, pentru toți cetățenii Republicii Moldova, familia, pentru prietenii, toți cei care l-au cunoscut. Și Mircea Snegur o să rămână în istorie prin trei lucruri, cred că foarte definite și foarte clare. Independența, limba română, tricolorul. Eu nu cred că poți să-ți dorești o moștenire mai bogată și o moștenire mai mare. Și eu cred cu sinceritate și cu fermitate că el ne dorește tuturor nouă să fim optimiști și să fim determinați. Președintele Snegur a avut foarte multe proiecte îndrăznețe și iată, lucrurile încep să se dezvolte. În jurul lui, oameni de diferite orientări. Noi așa am fost oponenți, dar nu s-a trecut limitele nici într-un caz. Campania asta electorală a fost ca o competiție, ca în sport, fără învinuiri mari, dar la noi nu s-au întrerupt relațiile. Dar după ce am plecat de acum de la președinție și el și eu, noi permanent eram în discuție, noi deci ori făceam niște declarații, făceam împreună. Prin faptele sale, Mircea Snegur va rămâne în memoria poporului nostru. Probabil că atunci el a intrat în inima mea, când a rostit cuvintele că eu nu mă las din neamul meu. Primul președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur, a fost înmormântat la cimitirul central din Chișinău. Zeci de oameni și-au luat adio de la cel mai cunoscut drept arhitect al independenței țării noastre. Fostul șef de stat a fost înmormântat cu onoruri militare. Cortegiul funerar a ajuns la cimitirul central din capitală, însoțit de garda de onoare și orchestra prezidențială. Slujba de înmormântare a fost oficiată de către un sobor de preoți, iar pe sicriu a fost pus drapelul de stat al Republicii Moldova. 16 septembrie 2023 se declară zi de doliu național. Au urmat mai multe discursuri emoționante. Dar astăzi îl petrecem la casa de vecie. Rudele, inclusiv cei doi copii al lui Mircea Snegur, și-au luat rămas bun de la răposat cu lacrimi în ochi și cu multă durere. I-a strâns mânuța cea călduță care v-a crescut, care v-a educat. Primul președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur, a fost înmormântat cu salve de pușcă.